Ascultă emisiunea Aici și Acum, de luni până vineri, începând cu ora 17, veți face cunoștință cu cei care vă solicită votul, candidații la funcțiile de primari în județul Călăraș. Cât de gospodari și credibili sunt candidații, vom afla din viziunea și proiectele fiecăruia în parte. Sunt Florin Driga și vă aștept la emisiunea Aici și Acum. Vom discuta problemele reale ale comunității, realizări, proiecte, viziune și resurse pentru următorii ani. Aici și Acum. Ascultă emisiunea electorală Aici și Acum. Bine v-am găsit, dragi prieteni, la microfon, ca de obicei, Florin Driga, alături de invitații mei, așa cum vă spuneam chiar și ieri, la finalul emisiunii de dezbatere. Astăzi avem în studio, în direct, lângă dumneavoastră, pe fostul primar al municipiului Călăraș, candidat la funcția de primar din partea Partidului Dreptății Sociale, domnul Nicolae Dragu. Bine ați venit, domnul Dragu! Bună ziua tuturor, mai aproape de microfon, ascultătorilor dumneavoastră și dumneavoastră. Mulțumesc! Alături de domnul primar, iată, se află și doamna Carmen Filimon, consilier municipal, tot din partea Partidului Dreptății Sociale. Să rămâne, bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor! Și doamna Ana Amelia Dincă, președintele Organizației Județene a Partidului Dreptății Sociale. Să rămâne, bine ați venit! Vă mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit! Pentru că, iată, domnule Dragu, microfonul va aparține, așa cum am discutat și săptămâna trecută, când eu v-am adresat invitația la dezbatere pentru ziua de ieri. Se pare că ați fost pe teren, ați preferat să mergeți mai repede pe teren, așa având este. În vedere că mai avem o dezbatere în derulare exact peste o săptămână de ieri, într-o săptămână. Haideți să discutăm un pic, pentru că am întrebările în față și chiar vă spuneam la început, vreau să ne spuneți care sunt direcțiile principale în care veți acționa în mandatul de primar care urmează? Având în vedere că dumneavoastră aveți o experiență, ați fost primar în mandatul trecut și vreau să vedem cu ce veniți nou, cum aveți dumneavoastră viziunea pentru un nou mandat. Da, în acest mandat. Deci, în primul rând, vă spun, nici nu doream să mai candidez, dar m-a indignat. Eu am vrut să vă adresez pe final întrebarea aceasta, dar puteți să discutați. Nu, da, nu, sigur, v-ați hotărât să candidați până la urmă? Da, exact, pentru că sunt la o vârstă venerabilă și, într-adevăr, trebuia să mă odihnesc, dar pentru că s-a distrus orașul în bună parte. Deci, aici vreau să dau exemplul, primul rând, scuarul, care era o minunăție pentru Călăraș. Deci era singura plantație de 1,5 hectare de trandafiri. La fel, s-au distrus spații verzi importante din Parcul Dumbrava. S-au construit niște case pe acolo, nu știu ce sunt, nici nu m-a interesat prea mult. De asemenea, s-a distrus o bună parte din mobilierul stradal, aici 150 de stâlpi ornamentali electrici din parcul central, care, la fel, canapele turnate, peste 200 de canapele cu copertine, la fel, trandafirii din parcul adormirea Maicii, parcul Sfânta Anastasia, s-au distrus 500 de trandafiri și acolo, la fel, în parcul central. Foarte mult s-a distrus și știți că plantele acestea, prin procesul de fotosinteză, absorbă dioxidul de carbon și emană oxigen. Și nu mai zic praful care le emană acum în construcția asta. Discutam de direcțiile principale, am înțeles. Da, deci am înțeles, dar ce m-a determinat și alimentarea cu apa orașului, că noi totuși bem apă din WC-ul Europei, să știți. Că se laudă unii că, să vezi, domnule, avem cea mai bună apă. Nu este adevărat. 7 țări, începând cu Germania, Austria, Serbia, Ungaria, Bulgaria, își deversează toate rezidurile și mai zic de Cosnodui, deci hidrocentrala din Bulgaria, care emană reziduri radioactive, care nimeni nu le dă publicității, ca să știți. Faptul ăsta m-a indignat foarte, că avem foarte mulți bolnavi de stoma, de ficat, de plămâni și trebuie, chestia asta m-a indignat foarte mult. Am în față programul electoral 2016-2020, acest flair micuț, făcut frumos, într-adevăr, arată foarte, foarte bine. Și citeam din el, deci punerea în funcțiune a instalației de alimentare cu apă potabilă din puțuri de mare adâncime. Domnul primar în exercițiu, care va încheia mandatul curând,
Și vom vedea, îl va prelungi. Da, da, sigur, ce vrea Dumnezeu și da? Cetățenii. Cetățenii ce doresc în primul rând. Spunea că puțurile de mare adâncime nu sunt bune. Deci apa este calitativ proastă. Nu este adevărat. Deci eu așa conține, am înțeles și conține, mă rog, oxigen, hidrogen sulfurat care se emană prin balbotare, fără tratament chimic. Ca să știți, să știe. Și știe toată lumea chestia asta. Deci noi am făcut un puț în plus, deci am construit un puț în plus pentru a alimenta orașul. Vă orientați ca și Slobozia? Nu Slobozia. Slobozia nu, exemplu Slobozia este un exemplu prost. Noi am fost asociați cu Slobozia, vă amintiți? Da, păi tocmai de asta v-am. Am construit puțuri de mică adâncime. Deci au construit puțuri de mică adâncime la 110 metri. Noi avem puțurile la 520 de metri. Da. Ca să știți, deci raportați-vă jumătate altă, de kilometru. Altă pânză freatică. Exact, exact. Și mai din faptul ăsta, pentru că se poate, instalația este gata în proporție de 95%. Și a asistat-o, așa a făcut și Țuțuianu când a venit, Mirel Daniel Țuțuianu, acum a venit Drăgulin Ștefan, Drăgulin, cum, trei nume. Ăștia au asistat permanent puțurile de mare adâncime. Și chestia asta, noi trebuie să punem urgent puțurile în funcțiune, pentru că v-am zis, să emană, deci acest... Am înțeles, hidrogen sulfurat, nu? Sulfurat, da, exact. Care să emană, să... Nu mă pricep foarte bine nu, la chimie. Am studiat foarte bine cu mari specialiști ai României, că să știți, decizia s-a luat de mari specialiști, am de Mircea Sandu, care e profesor universitar în hidrotehnică. Am înțeles. Haideți să trecem la al doilea proiect care l-aveți aici, exact, în program. Un mare proiect care dorim. Asfaltarea și modernizarea străzilor. 65 de kilometri, ca să știți. Din ce mi-aduc aminte în discuțiile anterioare, chiar cu unul, mai mulți contracandidații dumneavoastră spuneau că nu este posibil, adică chiar așa 65 de kilometri. De ce nu este posibil? Eu așa am înțeles, așa o va afirma. Da, știți câți kilometri are Călărașul de lungime stradă? 225 de kilometri, deci duși întors până la București. Adică sunt costurile foarte, foarte mari la asta. Sunt, asta. Dar dacă de unde firme, aveți bani? De unde veți avea bani până la urmă? Emitem acțiuni municipale, ca să știți, și plus sprijinul guvernului. Vom face acțiuni, vom edita, vom obține acest lucru, să facem străzile orașului. Cele care au canalizare au toate aceste utilități. Că nu poți să asfaltezi o stradă, cum s-a încercat acum, am văzut, s-a făcut pompieristic între blocuri la 5 Călărași în spate, unde nu-i canalizare. Ei, eu am vrut să vă întreb dacă vă place ce vedeți pe geam. Să faci acum pompieristic, n-ai făcut 4 ani și vrei să faci acum într-o săptămână niște lucruri, dai iure așa, toarnă asfalt, vedem cine plătește, că chestia asta sunt banii noștri. A ieșit materiile fecale în stradă acolo, să știți. Am trecut pe acolo în campanie electorală cu domnii consilieri și vă spun, m-a indignat foarte mult faptul acesta, că dacă n-ai canalizare, nu tori pe acolo. E o prăpăcie este acolo și nu mai zic alte nenorociri a făcut, vă spun, nu au gospodărit bine acest proiect. Că toți vor să facă primării, ăștia toți primarii, primarul, viceprimarii, care au gestionat prost acest proiect canalizare și alimentare cu apa al orașului. Am înțeles, mai aveți finalizarea alimentării cu gaz, metan, a municipiului Călăraș. Și eu încerc să vă îndrum pentru că avem la dispoziție timp limitat și trebuie să trecem. Sau puteți să le enumerați dumneavoastră. Să trec eu mai repede, deci construirea podului Călăraș Ostrov-Silistra, care este un proiect unde vor lucra peste 800 de oameni și va crea încă 400 de locuri de muncă în perspectivă, deci punerea în funcțiune a lui. Aici, sigur... Aici am văzut că și domnul Dragnea a spus că va asigura suportul pentru acest pod când a fost prezent la Călăraș. Deci înseamnă că veți avea un suport. Sigur, când vrem cu nou președinte al Consiliului Județean, care va fi cu Constanța, la fel în asociere cu județul Constanța, să creăm un traseu turistic și economic important pentru dezvoltarea zonelor noastre. Avem atâtea obiective, o să vorbească doamna profesor și chiar o rog să preia acum. Da, trebuie să-i deschid microfonul, da, că era microfonul, doamna de fapt a fost Dincă, acum. Să descrie acest itinerar turistic și cultural viitor. Construirea podului despre care domnul Nicolae Dragu vorbește este foarte important pentru turismul din zonă, pentru că deschide o perspectivă foarte interesantă asupra obiectivelor turistice, culturale din zona Dobrogei. Mă refer la cetatea Păcuiului Soare, la Mănăstirea Dervent, Peștera Sfântului Andrei, Adam Clizi și așa mai departe. Plus că relațiile transfrontaliere cu Bulgaria pot fi continuate la o manieră
mult mai facilă, în ideea în care în precedentele mandate domnul Nicolae Dragu a avut o foarte bună colaborare culturală și turistică cu prietenii noștri bulgari. Podul acesta evident că va crea locurile de muncă despre care domnul Nicolae Dragu a vorbit, pentru că unul dintre obiectivele Partidului Dreptății Sociale, care îl susține pe domnul Dragu la mandatul de primar al municipiului Călăraș, este acela de a crea noi locuri de muncă, un lucru foarte important. Da, dar acestea vedeți că sunt pe o perioadă determinată, aceste locuri de muncă la construirea podului. Sunt pe o perioadă determinată, dar deschiderea unui traseu turistic poate crea de asemenea locuri de muncă în perspectivă, pentru că pe baza unor proiecte europene se pot facilita și pot apărea perspective la nivelul la care pretențiile noastre culturale și posibilitățile pe care țara noastră, nu numai zona asta, le are în dimensiunea culturii, pot să aibă valențe într-adevăr profitabile din punct de vedere financiar și din punct de vedere al locurilor de muncă. Am înțeles, rămâne de văzut după ce vom construi podul, care va fi destinația lui reală, că până la urma urmei eu discutam cu altcineva și spunea că podul va ajuta mai mult la un tranzit. Dacă vom reuși să îndrumăm turiștii să viziteze, asta va fi iarăși, va ține de abilitățile locale, ale cetățenilor, ale autorităților, pentru că vedeți noastră, cine e interesat să meargă pe litoral va trece pe aici, bine mersi, va plăti probabil taxa de pod și nu știu dacă se va opri chiar imediat aici. Deci ține foarte, foarte, foarte mult de management și de abilitatea noastră să-i da, să-i aș vrea, domnul Florin, să intervin. De asemenea, un alt proiect important pentru Călăraș va fi construirea unui port pentru navele mici și mijlocii în zona lacului Jirlă, unde navele noastre n-au unde ierna. Păi nu era concesionat terenul? Nu. Eu cred că dacă n-a făcut nimic 4 ani acest individ care a luat, nu știu cine este, a luat acest lac, trebuie să-l cedeze, că n-a făcut nimic. Vedeți, sunt țânțarii și... Eu am văzut, știu că... Deci, atunci, care e problema? Nu poți să ții un teren... Alții au avut impuneri să înceapă, să... Mă rog, sigur. Aici, investitorii adevărați n-au putut să investească din cauza la niște inși indivizi de ăștia care... profitori ai puterii. Deci noi trebuie să terminăm cu aceste grupuri de interese politice. Deci dumneavoastră veți reda lacul în circuitul lui normal și îl veți lua dacă nu au reușit să facă această investiție conform planului. Un bazin mare, deci unde să ierneze cu hidrobiciclete, cum era cândva frumos cu... Și, sigur, și cu hidrobiciclete, dar important este să aibă oamenii cu deținători, proprietari de nave mici și mijlocii. Da, am înțeles ce doriți. Deci exact ca afară, exact, sunt marile porturi, porturile mai mici sau mai mari, mă rog. Exact, în orașele europene. Deci veți crea condiții pentru posesorii de embarcațiuni. Și locuri de muncă implicit, că aici vor fi foarte mulți oameni, nu vor păzi, unii vor întreține aceste nave, vor alimenta cu combustibil. Da, 20-30 de locuri probabil că se vor crea. Poate și mai multe, că el se va întinde pe o suprafață probabil de 5 hectare, ca să știți. Aha, am înțeles. Nu este la fel, digul, construcția unui dig de protecție Mal Borcea, se ce prefa până în D2B, deci spital, care 10 milioane de euro este valoarea lui, este depus încă din anul 2010, când era ministru domnul Laszlo Borbély, ministrul mediului, depus acolo, nu l-a urmărit actuala administrație. Probabil că au fost multe orientări, multe direcții și deci n-au urmărit, fost neglijat. Care era important, că nu se mai inunda gospodăriile cetățenilor din Măgureni și Modelul și la fel din municipiul Călăraș, Parcul Central mereu este inundat când sunt cotele peste cotele normale ale Dunării, se inunda Parcul Central, care este o bijuterie a orașului. La fel, avem în perspectivă de a crea anveloparea termică 800 de apartamente. Aici am vrut să vă întreb, anveloparea termică 800 de apartamente, cum veți reuși această performanță? Pentru că, din punctul meu de vedere, acest lucru este o performanță, 800 de apartamente, nu este o sumă de neglijat. Nu este, dar noi, să știți... Având în vedere că sunt actualele probleme cu asociațiile de proprietari. Să știți că noi am demarat această organizare a locurilor. Există, să știți, juridic nu le-a desfințat nimic, Tuțuianu. Să știți, primar le-a desființat așa arbitrar. Ele au rămas ca construcție juridică, există în analele justiției române,
decât trebuiesc făcute realegerile, are și oameni gospodari. Păi credeți că dacă într-un bloc, un exemplu, că timpul este, iată, suntem la jumătatea emisiunii, dacă sunt 10 proprietari într-un bloc și nu-și doresc, sunt cetățeni care nu-și doresc să facă parte din această asociație de proprietari, cum veți reuși? Că e o problemă extremă. Fiind proprietar, nu pot să iei. Deja am reactivat, să știți, peste adică 20. Am reactivat. E interesant chiar și pentru mine ideea în sine, mă interesează. Eu zic că este posibil. De ce? Că oamenii s-au convins, vă spun, în perioada anului 2008-2012 am învelopat centrul. Le veți da bani, veți ajuta pe cei care și-au învelopat, pentru că, iată, este o întreagă problemă până îți iei avizele să ți învelopezi. Chiar aici avem câțiva vecini care cu greu au reușit să-și ia avizele, să-și înveloveze apartamentul personal. Eu zic că se poate susține la București, să știți, numai Oanțanu și foarte mulți bucureștiu, să știți, a cofinanțat și acei 25% ai proprietarilor, ca să știți. Acolo e problema. Ca să știți. Deci Bucureștiul a făcut chestia asta și ați văzut, au învelopat zeci de mii de apartamente Bucureștiul. De ce? Pentru că au preluat și proprietarii. Că, domnule, să ajutăm. Pentru că i-a scutit, mă rog, la niște lucruri, a făcut niște compensări cu impozitele. Dacă au plătit, au fost buni plătitori, au găsit soluții. La noi nu s-a găsit soluție, să știți. Se putea, la București, cum a putut? Păi de asta vă întrebă dumneavoastră, dacă... Da, deci așa vom proceda, în primul rând, să reorganizăm... soluțiile de la candidați, să reorganizăm, deci, aceste asociații și să suportăm pentru familiile cu pensii până în 10 milioane, 8 milioane, să suportăm noi ajutor social, să suportăm noi, să știți, costurile. La fel ne dorim pentru pensionari, cu venituri până în 80 milioane, să le susținem transportul local gratuit. Aici e, știți, are o altă problemă, pentru că nu au reușit oamenii să aibă acel abonament gratuit, sau pentru că sunt probleme legate de, cum să spun, licitațiile acestea de transport. Am înțeles că sunt litigii, dar timpul le rezolvă, domnul Florin, deci eu zic că timpul le rezolvă, oamenii trebuie să fie implicați. Dorim iar un centru social în Obor, unde doamna doctor, vă rog să vă implicați, doamna doctor Filimon, un consilier cu 4 mandate, cu mare experiență în medicină. Vă rog, doamna Filimon, aveți microfonul. Ca medic eu mă implic pe partea socială și înainte ca să vorbim despre acel centru de permanență pentru sprijinirea celor cu posibilități minime, consider că problema cea mai astringentă în momentul de față este acest spital județean, care de-a lungul timpului a fost siguranța sănătății întregii populații, nu numai a Călărașului, dar a întregului județ. Și împreună cu echipa domnului Dragu Nicolae ne-am gândit că ar fi foarte bine trecerea Spitalului Județean sub aripa primăriei și Consiliul Local, dat fiind experiența nefastă anterioară. Consiliul Județean nu a făcut mare lucru, ba din contră, spitalul a fost retrogradat și, știți, lipsa de medici duce la mari probleme. Cum găsiți dumneavoastră o soluție, o variantă pentru acest aspect? Pentru că toată lumea consideră că sunt probleme, dar oamenii cer soluții, iar doctorii care vin, la fel, au nevoie de soluții, nu de, de promisiuni, vă rog. Soluția cea mai importantă este atragerea medicilor specialiști, crearea de condiții de locuit, atracția acestor medici printr-o retribuție mai mărită, poate, față de alte spitale din alte localități. Păi credeți și că se poate? Se poate, pentru că făcând unele economii în alte părți unde se risipesc banii spitalului, putem să facem și acest lucru pentru medici, pentru că au demonstrat spitale din alte județe ale țării. Și plus un manageriat competent. Aici am vrut să ajung. Vedeți, problemele apar în lipsa managementului, că până la urma urmei și cred că există și un manager, trebuie să existe un manager care să pună pe picioare acest spital județean, pentru că eu ca medic am văzut că pacienții sunt extrem și în general cetățenii sunt speriați de spitalul județean, aleargă la București, la Constanța, costurile sunt extrem de ridicate pentru oameni în primul rând. Sunt. Și consider că existența unui spital performant este foarte important.
Revin acum la ceea ce a spus domnul Dragu Nicolae. Eu împreună cu câțiva medici de familie lucrăm în prezent la un centru de permanență, dar aș propune crearea unui centru de permanență în vigoare pentru cei care sunt neasigurați și nu prea au acces la sănătate, dat fiind faptul că nu lucrează, și asta în zona Oborului, unde știm că populația este marginalizată și nu are acces la nici la profilaxie, nici la tratament, nici la sănătate. Din cauza asta, vedeți, dacă înainte de 89 multe boli nu mai existau, iată că acum au apărut bolile care înainte erau eradicate. Bine, acum ați văzut că sunt și alte motive pentru care aceste boli încep să capete această amploare, pentru că, vedeți, folosim diverse substanțe care sunt diluate, folosim tot felul de medicamente care încep, arate niște semne de întrebare, pentru că chiar nu mai ai încredere. Exact. Ce este bun, ce nu este bun. Cheltuiesc banii publici de aiurea pentru management prost, că de-aia mă scuzați, doamna doctor, că preiau puțin. Vreau să dau un exemplu în calitate de consilier județean, că am urmărit niște lucruri importante. Cearceafurile, pijamalele bolnavilor se spală la București. S-a închis spălătoria, s-au distrus 20 de locuri de muncă ale oamenilor călărășeni. Și la costuri foarte mari se spală. La fel, luăm oxigen de la Craiova. De fapt, îl luăm tot de la Călăraș. Și rog organele abilitate ale statului să se implice. Deci cum adică? Luăm de la Craiova, dar e de la Călăraș? De la Călăraș, să știți. Deci fac decât acte fictive. Deci scrie în acte, aviz de expediție, atât fac. Oxigenul de la Călăraș e cel mai bun oxigen medicinal din aviz România. Aviz celor care ar trebui să verifice. Păi să verifice. Și să analizeze. Nu jucăm, adică își bagi joc de noi, adică cheltuie bani dubli în loc să banii ia să-i bage în medicamente, să construiască un nou farmacie. Deci asta, domnul Florin, vedeți? Adică dumneavoastră puteți să probați lucrul acesta? Sigur că da. Pentru că este extrem de important. Oricând, dacă mă cheamă, sesizare sau autosesizare. Am mai pronunțat de vreo 3 ori în ședințele Consiliului Județean aceste lucruri, dar nimeni nu vrea să preia. Deci, domnul Florin, iată de unde putem să facem economie pentru atragerea, mă întrebați mai înainte, de unde putem aduce bani pentru atragerea medicilor specialiști. Pentru că liniile de gardă trebuie să fie asigurate de toate specialitățile. Din cauza asta se întâmplă atâtea drame și ați văzut, nu e bine nici pentru locuitorii Călărașului, dar nici pentru medicii care lucrează în spital. E o notă proastă. Ce vreau să mai vă spun, fiind medic de familie, aș dori ca și medicii de familie să fie sprijiniți mai mult în activitatea lor, ținând cont că sunt eșantionul numărul 1 și ei se lovesc de prima dată de problemele de sănătate ale populației, și acest lucru se poate face printr-un parteneriat mai strâns cu autoritățile locale. Și încă, dacă îmi dați voie, dotarea cabinetelor școlare. Aceste cabinete școlare au fost uitate. Ținem cont că acolo sunt copiii noștri, profilaxia nu se mai face și e necesară dotarea acestor cabinete, nu numai cu cele necesare, dar și cu medici și cu asistenți și o mai mare atenție. De asemenea, mă îndrept spre populația marginalizată. Ați văzut și știm cu toții că în România, după cum a spus comisarul european, 50% din copiii României trăiesc sub limita sărăciei. Trebuie să ne îndreptăm și spre ajutorarea acestor copii prin proiecte europene, pentru că ni s-a deschis această cale și chiar suntem invitați spre proiecte europene pentru ajutorarea copiilor, nu numai a celor cu probleme, dar pentru susținerea lor la școală, micșorarea abandonului școlar și pregătirea acestor copii în viața lor. Pentru că vorbim de creșterea demografiei în România, dar trebuie să susținem și mamele și copiii. Deci fără suport nu se poate. Sunt multe de spus, cum a spus dumneavoastră. Eu fac parte din echipa domnului Dragu și o fac cu mare plăcere, pentru că știu că domnul Dragu este un om hotărât, întotdeauna s-a ținut de cuvânt
și are niște proiecte în care dorim să ne implicăm cu toții. Da, domnul Dragu, vă rog, pentru că timpul e extrem de scurt și bine, o să mai avem emisiuni săptămâna aceasta, ne mai revedem. Vreau să-mi spuneți cum este cu cele 200 de locuri de casă pentru tineri. Da, avem aceste locuri în cartierul rezidențial. Să știți, avem și 12 locuri de joacă pentru copii. Sigur. Deci aici avem în cartierul rezidențial Barbu Știrbe, unde s-au construit, ați văzut, vreo 20 de case. Deci a rămas, ele sunt în deapă 12 hectare. Deci ne-a rămas 7 hectare neconstruite. Aceste hectare sunt lotizate tot, decât să schimbăm destinația din locuri, mă rog, de construcție pentru case rezidențiale, pentru tineri, ca să știți, să le schimbăm destinația pentru o hotărâre de Consiliu. Deci e foarte simplă chestia, nu este mare, să știți, filozofie. Și la fel, locurile de joacă, nu avem un parc în cartierul Măgureni. Da, erau 5 hectare de parcuri și zone verzi. Exact, ca să știți. Măgureni, Mircea Vodă, Adormirea Macii Domnului. Cartierul Barbu Știrbei, unde și aici avem un hectar care trebuie amenajat, să știți, în cartierul rezidențial. La fel, în Măgureni am trecut cu tristețe ieri, vă spun, am construit un parc acolo lângă abator, iarba de 2 metri. Bine, se duce, adică nu ați se văzut poate. Că este o problemă generală, nu vorbim nu, de un parc. Unde n-ai niciun parc într-un cartier, care ai un singur parc pe o suprafață de 500 de metri, să n-ai grijă de el, că dacă ar avea altul parc... Uitați-vă și la copaci, uitați-vă la pomi, uitați-vă în general în municipiu, exact. Care să vedeți că nu mai puteți să treceți pe trotuar, pentru că sunt crăcile copacilor căzute, deci lăsate încât nu mai poți să treci. Da, vă rog, doamna Carmen. Da, și eu locuiesc în Călăraș de ceva vreme bună. Vorbim cu călărășenii, să știți că toți își doresc un oraș verde, un oraș cu verdeață. Suntem în Bărăgan, nu suntem la munte, nu doresc asfalturi și betoane, ci verdeață, sănătate și aer curat. E o doleanță importantă a călărășenilor. De fapt, cred că toată lumea își dorește. Ați văzut că modele sunt multe orașe europene, chiar și din țara noastră, care pot fi pur și simplu copiate. Domnul Dragu, citesc în programul nostru electoral și spuneți așa: construirea a două pasaje subterane cu scări rulante pentru pietoni în zona Piața Big, zona Liceului Mihai Eminescu și Școala Generală Mihai Viteazu, pentru fluidizarea circulației rutiere. Da, este puteți foarte... să-mi exemplificați mai în detaliu? Da, exact. Deci, ați văzut, în marile orașe, deci vezi Bucureștiul, Brașovul, Clujul, există aceste pasaje. Da, dar și costurile... e vorba de bani. Aici e vorba de bani, timp de construcție, că vedeți și cu cele 8 că s-au depășit termenii. Auziți, vă dau un exemplu. Cu banii care s-au folosit acum în reamenajarea acestui scuar, care era făcut deja, mai trebuia, știu eu, îndreptate bordurile puțin și pus gazon, să zic, la început. Deci curățat un pic, nivelat, curățat, pentru deci că cu, apa aceea curgea pe stradă. Deci implica niște lucruri minime. Să știți, minime. Cu banii ăștia care s-au alocat pentru acest cuar, 550.000 de euro, deci peste o jumătate de milion de euro, se putea face acest pasaj în zona Bigului, Pieții Big, ca să știți, atât costă. Am vorbit la Baia Mare cu primarul și mi-a zis că i-au construit acum de curând un pasaj subteran. Înainte de a fi în problemă. Sigur, înainte de campania electorală. Deci anul trecut l-a pus în funcțiune. Înainte de a fi arestat, mă rog, nu știu ce. Astea sunt problemele, mă rog, a oamenilor. Lăcomia, știți, mare. Și mi-a spus omul, domne, m-a costat 850.000 de euro. Ca să știți, a costat pasajul ăsta. De acolo, sigur, e o distanță mai mare unde l-a făcut. Da, cunosc Baia Mare, eu cunosc foarte bine orașul. Ca să știți, deci 850.000. Deci se putea face acest pasaj, nu strici atâtea mii de borduri, stricate atâtea borduri, atâția trandafiri, pentru o conductă de 200 de milimetri, care se putea săpa manual și evitam stricarea și banii ăștia făceam un pasaj aici, fluidizam circulația, nu mai puneam în pericol viața cetățenilor. Adică era altceva. Și nu mai zic bani stricați pe spectacole astea, făceam 7 de-astea, ca să știți, vă rog, doamna profesor Dincă, spuneți de spectacole, marile spectacole, grandioase, ca la Londra, ca la Bruxelles. Domnul Nicolae Dragu are un proiect foarte interesant în ceea ce privește domeniul culturii. Este vorba de înființarea Muzeului de Artă Ion Vlad, un obiectiv care a fost discutat de nenumărate ori. De ce este importantă înființarea acestui muzeu?
Călărașul are câteva valori inestimabile în zona artelor plastice, poate nu toată lumea știe. Alături de Ion Vlad, care a făcut carieră la Paris, mai există aici George Teodorescu, mulți pictori, nu este cazul să detaliem, dar avem valori inestimabile care sunt nereprezentate în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și noi avem, putem prin donații să aducem în acest muzeu aceste valori. Dar se întâmplă la această oră? Nu este muzeu de artă, este Muzeul Municipal Călăraș. Un muzeu de artă la cote naționale presupune alte exigențe patrimoniale. Am înțeles. Nu, dar vreau, doamna, spuneți mâna pe rană, de ce nu vă feriți? Spuneți grandioasele spectacole care deci, durează de săptămânile. Deci, am cele 30 de minute, mai avem 5 mulți, minute. Domnul Grigat, atât spun eu, dacă... Vă rog. Că are o anumită, doamna profesor, e teamă că ia și serviciul ăștia, că sunt în stare de orice. Mai avem 5 minute. Deci, s-au cheltuit zeci de miliarde de lei, 1 milion de euro numai pe spectacole și amenajeri gigantice ca în Coreea, cea Ceaușescu, mă rog, s-a vrut etalarea lui Ceaușescu cu niște spectacole grandioase, cu aducerea la niște vedete, nu știu ce vedete, de mâna a patra și plătite cât vedetele adevărate aduceam în Occident, niște cântăreți de mare valoare. Deci s-au cheltuit bani care puteam să facem lucruri importante pentru oraș. Nu mai zic biblioteca județeană unde s-a băgat 4 milioane de euro. Că nu se poate așa. Și în loc să fac aripa prefecturii care trebuia finalizată astăzi, să ne bucurăm, biblioteca să fi fost acolo în aripa cealaltă, s-a construit o bibliotecă cât Biblioteca Națională. Oricum, ați văzut că proiectul, s-a banii pe apa sâmbete. Proiectul a suportat niște modificări. Sigur, mai s-a micșorat cu netași. Să știți, să vrea să fure imediat 800.000 de euro. Adică nu se poate așa. Suntem în România, dar nu se poate. Și nimeni din jurnaliști, nimeni, toți sunt cumpărați de actuala putere. Adică nu se poate așa. Adică dumneavoastră, cu excepția dumitale, atât. Dar restul toți sunt cumpărați. Felicitări că ai putut să-ți menții o atitudine cu să trecem un pic, vă rog. Hai, doamna profesor, mulțumesc. Pentru că mai avem, v-am spus, 3-4 minute și pe final vroiam să-mi spuneți, domnule Dragu, da, pentru că tot îmi acordați atâta, mă rog, atenție, de ce trebuie să vă aleagă electoratul și ce aduce nouă echipa dumneavoastră de consilieri? Pentru că am discutat un pic cu doamnele, dar de ce trebuie să vă aleagă? Pentru că iată, ieșiți în stradă imediat de aici, și oamenii au așteptări și chiar cu această ocazie pot să-mi trimită întrebări pe adresa de Facebook, pentru că eu întotdeauna o să vi le comunic și în următoarea emisiune care o avem programată o să putem să discutăm mai multe detalii. Eu v-am spus dumneavoastră că voi anunța și am anunțat că sunteți prezent în emisiune, pentru că mi se pare normal ca cetățenii, dacă sunt interesați și sunt interesați, această emisiune este foarte, foarte, foarte mult ascultată, să vadă și noile puncte de vedere ale dumneavoastră, nu având în vedere că aveți o experiență administrativă că a fost primar. Exact. Eu n-am fost ales niciodată să dau bani oamenilor să mă voteze și n-am fost un primar să fac numai infrastructură, străzi, mă rog, parcuri, biserici, lăcașe. De ce eu sunt primar? De ce mă aleg și ce vor oamenii? Oamenii vor și un primar care să fie la sufletul lor și la bine și la rău, au un necaz în familie, au o bucurie mare. Primarul trebuie părintele tuturor, deci de la eliberarea certificatului până la căsătorie, deces, primarul semnează aceste documente. Uitați-vă toate documentele, certificatul de naștere, de căsătorie, de deces, este semnat de primar. Iar primarii Călărașului n-au nevoie de un individ să se așeze undeva într-un fotoliu și să nu mai se întâlnească cu ei decât la lege, să duce și roagă, băi, roagă, eu nu mă rog niciodată, le-am zis, măi, votați și vă dictează conștiința. Veți să aveți primar... Da. Vreau să mai adaug ceva, mi-a plăcut ce mi-a spus unul din susținătorii domnului Dragu, deci un om care nu face politică și a spus, noi ne dorim un primar gospodar, dar un primar care să creeze și istorie. Și cred că prin asta se spune totul. Am înțeles. Păi mai avem un minut. Era mesajul dumneavoastră de final, domnule primar, în emisiunea de astăzi, pentru că aveți cuvântul, este timpul dumneavoastră alocat. Am înțeles, dar vreau să-i... Prin dumneavoastră doamne, sau prin... Doamnei președintă, care este președinte. Profesor
dincă Amelia să îi spună finalul acesta, că este diguită. Cuvintele domnului Nicolae Dragu cu siguranță vor merge la sufletul cetățenilor care sunt alături de dumnealui. Dar vreau să aduc aminte respectul pe care domnia sa l-a avut de-a lungul anilor pentru istoria națională. Domnul Nicolae Dragu, alături de susținătorii dânsului, au un mare respect și au promovat valorile istoriei naționale, ceea ce va face în continuare, indiferent dacă va fi primar sau nu, și indiferent dacă va fi primar sau nu, va fi la sufletul cetățenilor, va fi alături de ei, îi va ajuta de câte ori și în măsura în care va putea. Acesta a fost și este Nicolae Dragu, motiv pentru care merită să fie votat, iar simbolul nostru este inima roșie înconjurată de 10 steluțe. Aici trebuie să punem punct. Eu vă mulțumesc că sunteți alături și că ați ajuns la emisiune. A fost lângă dumneavoastră domnul fost primar Nicolae Dragu și probabil cu votul dumneavoastră viitorul primar, candidat la funcția de primar, așa cum am spus, din partea Partidului Dreptății Sociale, doamna Carmen Filipon, consilier municipal, și doamna președinte al Organizației Județene a Partidului Dreptății Sociale, doamna Ana Amelia Dingă. Eu vă mulțumesc, sunt Florin Briga, vă dau întâlnire mâine, dragi prieteni, la aceeași oră, cu altă, mâine, de fapt, va fi domnul Iliuță și vom vedea și viziunea PNL-ului privită prin ochii domnului Iliuță. Până atunci, toate cele bune, campania se derulează, vă mulțumesc, la o nouă reauzire. Toate cele bune! Aici și acum, oamenii zilei. Întrebările tale sunt și ale noastre, iar răspunsurile ne privesc pe toți. Aici și acum, cu Florin Briga și invitații săi, ascultă Aici și acum, pentru că altădată este prea târziu.